Panică marți pe un drum care leagă județul Argeș de județul Olt. Un autoturism a luat foc în mers în dreptul localității Hârsești. Șoferul a simțit miros de fum, a apucat să tragă pe dreapta, moment în care focul a cuprins autoturismul. Acesta s-a manifestat atât la motor, cât și în interior, la canapelele mașinii. În condițiile în care focul era practic o vâlvătaie și s-a extins foarte rapid, șoferul abia a scăpat cu fuga. Un echipaj al pompierilor de la Costești a ajuns la fața locului, dar din autoturism a rămas doar epava. Mașina nu era asigurată, așa că proprietarul nu se va alege cu nimic. Nu au fost victime, iar pompierii încearcă acum să afle cauza acestui incendiu. La prima vedere, ar fi vorba despre combustibil, care a curs peste conductele încinse ale motorului și s-a autoaprins.